Conducerea organizației județene Brașov a Partidului Mișcarea Populară s-a întâlnit miercuri 29 septembrie cu aleșii locali ai PMP din județul Brașov pentru a identifica problemele cu care aceștia se confruntă. Este pentru prima oară când o delegație formată din președintele organizației județene, Radu Valentin Paul, și vicepreședinții ai acesteia se întâlnește cu aleșii locali după scrutinul de anul trecut. Astăzi am organizat la Făgăraș o întâlnire cu toți aleșii locali din județul Brașov, 40 mai exact, aleșii locali ai Partidului Mișcarea Populară, și dorim să ne prezentăm ca și echipă de conducere din filiala județeană, să mă prezint și eu, că mulți dintre ei m-au cunoscut pe fugă, dacă pot să spun așa. Vreau să discutăm cu ei, vreau să vedem care sunt provocările lor și vreau să-i asigur de tot sprijinul nostru și motivul pentru care am ales să fie la Făgăraș această întâlnire și nu în municipiul Brașov este pentru că ne dorim să plecăm cumva din municipiu și să fim în teritoriu, să fim în teren, iar Făgărașul, pe lângă faptul că este într-un fel capitala țării Făgărașului, este și al doilea cel mai mare oraș din județul Brașov. Vă anunț de pe acum faptul că voi încerca și vom încerca, colegii din conducerea centrală, să fim foarte mult prezenți printre dumneavoastră. PMP Brașov este în plin proces de reorganizare după numirea în luna august a lui Radu Valentin Paul în funcția de președinte interimar al organizației județene.